Dragii mei, reginei Maria i-a fost întotdeauna destinată măreția, dar avea și un obicei de a depăși așteptările. A fost o adevărată regină, una dintre cele mai independente femei ale secolului nostru, care, la numai 17 ani, a părăsit curțile strălucitoare ale Europei de Vest pentru a se căsători cu prințul moștenitor al României. Dar a fost și o femeie foarte controversată prin prisma vieții sale sentimentale tumultoase. Cea mai controversată figură feminină a casei regale din România, regina Maria, și-a ales numele pe veci de Dobrogea. Englezoaica veșnic îndrăgostită a scandalizat familiile regale prin aventurile ei. Locul de suflet al reginei Maria era la Balcic, pe malul înalt al Mării Negre, într-un castel unde își stabilise reședința. Aici, în micuța capelă Stella Maris, pe care o construise la Cuibul Liniștit, și-a dorit regina Maria ca inima ei să-și găsească odihna veșnică, însă zbuciumul care a caracterizat viața sentimentală îi marchează și posteritatea. Trupul i-a fost înmormântat la curtea de Argeș alături de regele Ferdinand, dar inima a fost dusă după cedarea cadrilaterului din 1940 la Bran, apoi la Muzeul Național de Istorie de la București. Principesa Maria s-a născut la 29 octombrie 1875 în Anglia. A fost fiica principelui Alfred al Marii Britanii și Irlandei și a Marii Ducese Maria Alexandrovna a Rusiei. Maria era nepoata reginei Victoria a Marii Britanii și a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Principesa Maria s-a căsătorit la 10 ianuarie 1893 cu principele Ferdinand, nepotul domnitorului Carol I, regele unei țări barbare. Nobila englezoaică a făcut în epocă o puternică impresie. Casa regală din România o descrie: inteligentă, de o extraordinară frumusețe, plină de curaj și de determinare, regina Maria a fost cel mai eficace ambasador al României în timpul și după Primul Război Mondial. Rămâne legendară vizita sa în Statele Unite ale Americii în octombrie-decembrie 1926, când a fost întâmpinată peste tot de oficialități și de mulțimi entuziaste. În timpul Primului Război Mondial a fost o prezență activă pe front, încurajând răniții și soldații care au sfârșit prin a o numi Mamă Regină. Regina Maria a fost scriitoare, pictoriță talentată și protectoare a artiștilor. A fost membră a Academiei de Belle Art din Paris. Castelul de la Bran și casa de la Balcic păstrează semnele bunului său gust. Avea 30 de ani și se spunea despre ea că este una dintre cele mai frumoase și senzuale femei din Europa. Era blondă cu ochi albaștri. Căuta un om care să-i captiveze imaginația și stilul, un rol pentru care soțul ei, Ferdinand, nu se potrivea deloc. Ce nu poate spune casa regală, spun cronicarii vremii. Regina Maria a avut 6 copii, Carol, Elisabeta, Marioara, Nicolae, Ileana și Mircea. Dar nu toți ar fi urmașii regelui Ferdinand. Iubirile reginei erau cunoscute și tolerate de rege. La sfârșitul anilor 1800, Maria, care era alintată misii și era deja mama a 2 copii, se îndrăgostește de un tânăr și chipeș ofițer, Zizi Cantacuzino. Curțile regale europene au luat foc când Maria, pe atunci principesă, a petrecut un sejur la Constanța pe un vas ancorat în largul mării, pe care se afla și ofițerul Cantacuzino. Pasiunea pentru Zizi a făcut-o pe alteță să nu mai țină cont de nimic. La plecare din Constanța pe vapor, principesa Maria și-a luat rămas bun de la oficiali la brațul ofițerului. La auzul veștii că Maria este însărcinată, regele Carol însuși a intervenit pentru stoparea relației cu Zizi Cantacuzino. Ofițerul a fost exilat, iar principesa trimisă la părinții săi la Coburg, unde a dat naștere celui de-al 3-lea copil. Dar cuceririle Mariei au continuat. William Astor, moștenitorul unei bogate și celebre familii americane, Barbu Știrbei, nepotul domnitorului cu același nume,
apoi un aventurier canadian, devenind în urma relației cu Regina Maria un prosper om de afaceri. În anul 1907, Regina Maria începea o relație cu prințul Barbu Stirbei, cea mai lungă relație extraconjugală avută și cea care va dăinui până la sfârșitul vieții sale. Cu toate că va mai exista o idilă pătimașă și profundă cu un colonel canadian. Prințul Stirbei ajunsese să stea mai tot timpul în prezența reginei la Peleș și Cotroceni, având chiar o cameră proprie. Din momentul în care a ajuns regină, Maria nu a mai ținut secretă relația. Mai mult, există o ipoteză care spune că ultimii doi copii ai reginei, Ileana și Mircea, ar fi ai prințului Stirbei, deși nu este nimic oficial, pentru că în nici una din scrisori ei nu au vorbit despre acest subiect, informația este posibil să fie cât se poate de veridică. Prizonieră într-o căsătorie lipsită de dragoste, la început, prințesa își aducea amanții la palat, oferindu-le slujbe pentru ca regele Carol să nu-și dea seamă. Ferdinand era neputincios în fața unei soții frumoase și încăpățânate, iar unul dintre motivele pentru care nu a cerut niciodată divorțul era imaginea dinastiei. Regele Carol i-a cerut lui Ferdinand să fie bărbat în casă, iar când venea vorba despre aventurile soției, el era ultimul care afla ceva. Lăsând deoparte viața sentimentală, care în mod normal nu ar trebui să ne privească, nu vom putea epuiza în câteva rânduri sau pagini un destin și un portret de o complexitate remarcabilă, cum este cel al reginei Maria a României. Personalitatea și rolul ei au marcat istoria națională și europeană, nu doar la nivel politic, ci și la nivel social și cultural. Supranumită de contemporani, mama răniților, regina soldat, regina Marii Uniri sau ambasador irezistibil.